Ne întoarcem în registru serios și chiar grav, domnul. Și domnul Zelenski s-a supărat pe NATO. După discuții cu aliații la summitul de la Vilnius, liderul de la Kiev nu a obținut ceea ce și-a dorit, un calendar concret pentru aderarea Ucrainei la NATO. Cum a catalogat Zelenski acest gest? Precedent și absurd să nu fie stabilit un termen nici pentru invitație, nici pentru aderarea Ucrainei, a scris Volodymyr Zelenski pe Twitter. E, și toată presa internațională vuiește despre eșecul lui Zelenski la Vilnius. Liderul de la Kiev a plecat cu speranțe mari la summit, s-a întors cu coada între picioare. Și nu o spun eu, o spune jurnalistul Ion Cristoiu. Haide să-l ascultăm. S-a confirmat ipoteza mea că de fapt acest summit nu viza Ucraina, ci viza o culme a revigorării NATO după o perioadă în care Macron spunea că NATO este o organizație moartă, deci că summitul vizează o sporire fără precedent a cheltuielilor de înarmare ale NATO și de ce ale Occidentului, însă în cazul lui Zelenski nu mă așteptam ca lovitura, refuzul să fie atât de grosolan. Au încercat același sentiment pe care l-am încercat noi în preajma admiterii în Schengen. Adică erau aproape siguri că Volodymyr Zelenski se întoarce de la Vilnius cu o dată precisă privind admiterea Ucrainei în NATO. Problema este că Ucraina se află într-un război. Ea avea nevoie acum de ajutor acum. Da. Se, asta înseamnă că ea va cumpăra acum armament NATO, se va instrui NATO și adică în sine nu înseamnă nimic. Este ca și cum unei fete bătrâne se spune, domnule, cum să zic, uite, în vederea măritișului, o să te mă, în vederea măritișului noi te pregătim să fii mireasă, să suporți noaptea aia, dintre noaptea nunții, să știi să ții rochia, să cutare. Și fata zice, sau nu neapărat fata, fata zice, și când are loc nunta? Ah, nu are important, e contat să te pregătim pentru nuntă. Bă, când m-am mărit? O să vedeți. Și te spui, bă, dar liniștită, îi treci printr-un program prin care, multianual, prin care noi te pregătim de nuntă. Deci spun așa,
ca să intre în NATO, și nu i-am trecut, trebuie să fie un plan, proces cu două etape în care nu știu ce faci abana. Și eu zic, bă, nu vor fi două, vor fi una. Și sigur că Ucraina a întrebat și când? Când va avea loc aderarea asta? Și vine bomba. Am precizat că vom lansa o invitație pentru Ucraina să se alăture NATO atunci când aliații vor fi de acord și vor fi îndeplinite condiții. Deci a fost o bătaie de joc la adresa Ucrainei. Este un mare eșec, deoarece Volodymyr Zelensky a pariat enorm și a și ridicat ștacheta așteptărilor pe această reuniune. Pentru că el trebuie să se întoarcă la Kiev cu ceva. Adică să spună ucrainilor, bă, nu știu, ne batem cu ruși și murim cu tare, dar am obținut un lucru extraordinar. O dată certă sau o chestie foarte sigură că vom intra în NATO. Presa străină, fără excepție, a vorbit de un eșec de o lovitură cumplită dată Ucrainei. Anume, Ucraina n-a primit nicio certitudine că va intra în NATO. Ia ziceți, domnul Harnaș, dar înainte de toate țin să vă anunț că NATO tocmai ceră Federației Ruse în comunicatul summitului să-și retragă toate trupele din Transnistria și citesc direct în comunicatul liderilor NATO, suntem fermi în sprijinul nostru față de Republica Moldova de a-și decide propriul său viitor și direcția politice externe fără interferențe externe și respectăm pe deplin neutralitatea constituțională a Republicii Moldova. Așa, și rușilor le-a să plece din Ucraina și pare că nu s-au înțeles. Mă speriasem că au cerut retragerea trupelor din Ucraina din Republica Moldova. Au obosit să ceară aia cu retragerea din Ucraina, au rămas pe Moldova. Și ce se întâmplă? Ulciorul nu merge de mult ori la apă, apropo de summitul ăsta. Kievul a cerut tancuri Abrams, Occidentul s-a codit, le-au trimis tancuri Abrams. Kievul a cerut, nu știu ce, lansatoare HIMARS, Occidentul s-a codit, le-au trimis. Au cerut avioane F-16, iau sau s-au codit, că nu pot să... O să le trimită și ea. Da. Acum le dă și bombe de la cu fragmentare. A patra dorință că o să intre în NATO e imposibil de realizat, fiindcă războiul trebuie să fie purtat între Ucraina și Federația Rusă, nu între NATO și Federația Rusă. Și vă mai dau un singur exemplu. Păi dacă ei ar fi fost de acord să încalce celelalte condiții, reguli, norme și așa mai departe ale accesului NATO, atunci vă dau un exemplu de țară care nu e NATO. Coreea de Sud, care este în granița Coreei de Nord. Da, Coreea de Sud nu poate să intre în NATO, fiindcă vecinul... Nu are tratat de bună vecinătate cu vecinul de Nord. Nu o să aibă niciodată. Atunci cum să accepți să nu bagi Coreea de Sud în NATO și să accepți să bagi Ucraina în NATO? Adică sunt niște lucruri care, sigur, au o limită. Doi, e bună metafora aia lui Cristoie, că e ca la aia. Ceea ce zice, baba care era fată mare și lăsa aia cu mărită, dar să stea pregătită cu anunții când. Ceea ce zice domnul Cristoiu e pe jumătate, hai să spunem, are dreptate, pe jumătate poate dânsul nu cunoaște alte date din interiorul summitului. Și anume, ei au fost de acord, și asta discutam trecut la emisiunea dumneavoastră, să promoveze pentru Ucraina un format Israel. Adică să facă bugete multianuale pentru a trimite armament și oameni care să pregătească armata Ucrainei, în așa fel încât orice conflict s-ar întâmpla între Ucraina și Rusia să fie susținut de Ucraina cu ajutorul pregătirii și armamentului occidental. Deci lucrul ăsta va continua, că de-aia i-au spus că G7, în sfârșit cele mai importante țări industrializate, vor fi de acord să exporte mai departe armament, bineînțeles armament pentru apărare, nu neapărat pentru atac. Deci Ucraina a obținut pe parte militară ceva, pe parte în sfârșit economică, până nu se întâmplă să fie pace, lucrurile continuă cum am văzut.
Dumneavoastră sunteți rusofil, dacă vreți pace? Știți că nu ai voie să vrei pace în lumea... Păi nu mai ai voie, fiindcă războiul, de fapt, cum să spun, de cele mai multe argumente și financiare și economice. Păi și de ce nu zic așa de la obraz, bă băieți? Păi, fiindcă citeam astăzi că... Ne mai luăm acum de la câteva sute de mii de morți, adică, pe bune, pentru bunăstarea omenirii, văd că asta primează. În Statele Unite a scăzut rata inflației la 3%, în jumătate de an. Oare cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Că singura industrie... Dudu e economia, ca să zicem așa. Care e economie? Industria militară. Păi, economia deci bazată... Lucrurile merg, fiecare cu interesul lui. Acum... V-am zis, atâta, mor niște 100 de mii de oameni pe acolo, da? Pare că nu contează la nivel global toată povestea asta. Iară zi nenorocere, iar mă cheamă ea la judecată, la Stabor. Odată la mână, bă, poți să le spună cineva odată troglodiților ăia că la reuniuni internaționale te îmbraci și tu ca omul cu o cămașă și cu un sacou pe tine? Gata, a fost frumos prima lună, a doua lună, a treia lună, tricou verde. Bă, toată lumea e îmbrăcată militar acolo, zici că-ți veniți direct de pe front toți. Așa, dar Olena, nevastă sa era îmbrăcată scump când a apărut acolo. Păi, păi s-o îmbraci și pe aia la șalopetă, nu? Dacă tot e cu militaria, nu? Păi cu coana vine, ăla micu vine cu tricou, că să ne arate care brand, ce să spun. Are și fratele tape și chiar mai tare decât el. Și mai un aspect foarte interesant. Spre exemplu, sunt destul de multe ziare americane care înainte de summit au titrat nu băgați Ucraina în NATO. Și, au drăznit așa ceva? Și, da, și, și nu ai chemat la CNN. Și media care este pro, și a fost pro război și mai ales pro Partidul Democrat. Domnilor, luăm o scurtă pauză, după care revenim spectaculos și informații incendiare despre Gabriela Firea și sora sa. Informații, repet, incendiare. Vorbim despre operațiunea, că deja e operațiunea Zilele Terorii, pentru noua ordine de la Cotroceni. Protestele reziștilor și arestarea manipulatorilor de pe Facebook. Doamna consilier prezidențial aici de față ne va spune de nou lucruri interesante, sunt convins pe această temă. Capcane întinse la Cotroceni, domnilor și domnilor, cine este impus și mai ales cum în locul lui Iohannis. Și vă prezentăm culisele unei bătălii pe viață și pe moarte, din care vom afla cine va conduce țara. Iar Mitică Dragomir trece pe momente disperate. Ce au făcut scroacele și atac cu ceai, bătăi și urlete, domnilor. Și domnul Mitică Dragomir va fi în direct alături de noi în această seară. Și se anunță un nou referendum, domnilor și domnilor, dacă vă era dor, pentru blocarea resetării sexuale în România. Planul lui Soros cu tinerii României, cum se face resetarea, dacă se va face și cine se opune. Deocamdată, ministrul Predoiu a dat startul. Alții dau cu spatele. Rămâneți, merită.